Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat luni, la dezbaterea moțiunii simple depuse de PNL împotriva sa, că va susține fără reținere orice modificare a codului fiscal sau de procedură fiscală atâta timp cât prin aceste modificări se poate aduce o îmbunătățire, o eficientizare sau o relaxare în domeniul fiscalității. Camera Deputaților a dezbătut luni moțiunea simplă depusă de PNL și intitulată Harababura fiscală PSD ALDE te lasă fără banii tăi de pensie, care vizează, printre altele, activitatea ministrului finanțelor. Teodorovici a susținut că va susține orice modificare care are rolul de a aduce o îmbunătățire în domeniul fiscalității. Liberalii au criticat inclusiv desele modificări ale codului fiscal, ceea ce ar avea efect negativ asupra investițiilor. Dacă o parte din colegii noștri le numesc cârpeală recentele modificări aduse codului fiscal, țin să precizez că voi susține fără reținere orice modificare a codului fiscal sau de procedură fiscală zi de zi. Dacă va fi nevoie, atâta timp cât prin aceste modificări se poate aduce o îmbunătățire, o eficientizare sau o relaxare în domeniul fiscalității, a spus ministrul, potrivit News.ro. Rusia răspunde dur la sancțiunile impuse de SUA. Vladimir Putin a promulgat o lege agresivă împotriva țărilor neprietenoase. Ministrul a subliniat că modificările aduse până în prezent codului fiscal au rol în simplificarea producerilor, iar mare parte din ele au fost cerute de mediul de afaceri. Colegii de la PNL omit să spună că aceste modificări au fost efectuate pentru simplificarea procedurilor, reducerea birocrației, diminuarea costurilor de administrare și digitalizarea serviciilor, pentru despovărarea oamenilor, pentru a reeconomisi timpul și pentru a le ușura viața. Din păcate, remarc lipsa totală de referire la oportunitatea acestor modificări, cu atât mai mult cu cât mare parte dintre măsurile reclamante în moțiune au fost solicitate de mediul de afaceri, a spus ministrul.